Și mai departe și mai avem. Gata. Adică ați votat adăugător la alocare de bani pe festivalul Filip Tăderașcu. Poftim acum în discuție. Iată aici, da, aici. Dar întreținerea lucrătorului la lucinează toți banii. Da. Privind la întreținerea unui unități de lucrător auxiliar la bucătărie în gimnaziu Costești, până la 31 decembrie 2012. Stimați consilieri, la apoi a venit o cerere, o doamnă, care doamna directoare, am înțeles că o eliberează acolo, că nu au surs final. Explic eu. Da, știi, deci, deodată spun eu, tu nu spui dubitare. Și a apărut aici întrebarea, că după ce trece de la, bilanțul primăriei la autofinanțarea locului de la nivelul 2, o să cotărească. Dar acum, ca să nu disponibilizăm asta persoana aceea, să-i dăm finanțare până la 31 decembrie, să meargă cu locul mai departe, și o să iei din nivelul 2, doamna directoare. Nu vrea. Dar noi avem posibilitatea să o menținem până la 31 și avem. Acum, conform statelor, număr de copii, adică care se alimentează, adică avem 86 de copii. Până la 100 de copii, conform statelor, un bucătar, un singur bucătar. Este foarte greu, de adevăr, este foarte greu să alimentezi, să speri, să totul, să faci 100 de copii. Nu, nu se gândește, se gândesc așa, cu 700 de lei, 700 de lei are. Dar el nu știu cum se gândesc. Cu salariul, cu tot de salarizare, acolo care salarizare. Rog să votați. Unanim.